În 1976, George Lucas filma primul episod din seria Star Wars în Tunisia. Echipa de filmare a întâmpinat o serie de dificultăți pe parcursul filmărilor, de la diverse defecțiuni ale echipamentelor electronice cauzate de nisip, până la o furtună, lucru extrem de rar în acea zonă. Lucru care a împodmolit camioanele cu echipamente zile întregi în noroiul format. Cea mai neobișnuită și interesantă aventură a avut-o însă extrem de simpaticul roboțel R2-D2. Era acționat de echipa tehnică prin telecomandă, iar într-o anumită scenă trebuia să iasă din cadru, glisând în stilul lui caracteristic, până în spatele unei dune de nisip. Dar pentru că a ieșit din raza de acțiune a telecomenzii, n-a mai putut fi controlat și dus a fost. Echipa tehnică l-a găsit câteva dune de nisip mai încolo, pe platourile unde Franco Zeffirelli filma celebra miniserie Iisus din Nazaret. Parcă nu vă vine să credeți, așa că poate trebuie să vă las un minut să verificați, da? Credeți-mă că așa a fost. Ce întâlnire neobișnuită între două filme de mare succes, care au făcut istorie în modurile cele mai diferite posibil. Unul a stârnit imaginația milioanelor de fani și o mai stârnește și azi, iar altul a stârnit o reverență și un respect rar întâlnite. O recenzie din Washington Post de la acea vreme scria: trecutul și prezentul se întâlnesc semnificativ în prezența atemporală a lui Iisus, a cărui poveste și învățături se adresează cele mai profunde părți ale minții și inimii noastre. Acest film nu e doar o operă de artă, e o operă de credință. Acțiunea ambelor filme are loc, în mod ironic, în pragul prăbușirii unor imperii, Imperiul Roman și Imperiul Galactic. Unul dintre filme ilustrează lumi imaginare aflate la mii de ani în viitor, în care natura umană nu s-a schimbat absolut deloc. Războaie, rebeliune, corupție, haos, facțiuni, alianțe, trădări. O lume în care, culmea, valorile morale sunt cele care aduc lumină și o anumită speranță. Loialitate, cinste, onoare, integritate, promisiuni respectate. Celălalt film ilustrează singura cale de redresare a sufletului uman și nu implică războaie și rebeliuni galactice. Ilustrează singura modalitate prin care omul poate fi salvat de sine, adică de natura lui decăzută, un sacrificiu de o amploare cosmică. O asumare personală posibilă doar de Hristos a decadenței umane, fără a fi însă contaminat de ea. Astfel, sacrificiul lui extins asupra întregii lumi, asupra întregii omeniri din trecut și până la finalul istoriei este singura șansă de redresare în ochii lui Dumnezeu. Dar să revenim puțin la acest concept de human condition prezent în ambele filme, adică natura umană decăzută și decadentă, care a împins omul to the dark side a relației cu Dumnezeu. Încă din zorii creației, Dumnezeu și-a dorit ca relația cu noi să aibă la bază două elemente.
pe promisiunea susținerii totale și a sprijinului și ajutorului său, pe de o parte, și toată încrederea noastră în El, pe de altă parte, demonstrată prin ascultarea noastră. Prima dispoziție a lui Dumnezeu din grădina Eden, liber la fructe, conține însă și o promisiune puțin mai întunecată. Liber la fructe cu o excepție. Nu ai voie la pomul cunoașterii binelui și răului, căci acela ți-e fatal. Geneza 2, 16-17. Cum spuneam, Dumnezeu și-a dorit dintotdeauna ca relația noastră cu El să fie bazată pe suportul și binecuvântarea Lui, dar și pe încrederea noastră totală în El. Și aici a lovit acel snake attack. Diavolul a reușit să învenineze încrederea Evei în dezinteresul lui Dumnezeu. I-a insuflat acea suspiciune că poate Dumnezeu ține pentru El ce are mai bun și își urmărește propriul interes. Și atunci următorul gând a venit în mod firesc. Și atunci noi de ce să mai dăm tot ce avem mai bun pentru Dumnezeu? De ce să nu ne urmărim și noi propriul interes? Din nefericire, această atitudine a omului s-a propagat din Geneza de-a lungul istoriei până în Apocalipsa, unde vedem că nici chiar în fața mâniei directe a lui Dumnezeu, oamenii nu s-au pocăit nici de crimele lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor și nici de furturile lor. Legat de acea primă dispoziție a lui Dumnezeu pentru Adam din Geneza 2, versetele din versiunea Bartolomeu Anonia mi se par puțin mai poetice. Din toți pomii raiului poți să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei muri. Această dispoziție este practic identică cu cea pe care o găsim în Deuteronom 30. Iată, astăzi îți pun înainte viața și binele, moartea și răul. În alte cuvinte, respectă termenii relației noastre pentru a primi viață și binecuvântare. Fă pe rebelul în relație și le vei pierde pe amândouă, și binecuvântarea și viața. Dar pe om îl trage ața la rău, cum se spune pe la noi, și știm cu toții alegerile făcute de israeliți de-a lungul Vechiului Testament. Și-au urmărit mai degrabă interesul decât ascultarea în relația cu Dumnezeu. Și astfel au avut parte de blestemele lui Dumnezeu. Acestea reprezintă practic tot promisiuni ale lui Dumnezeu, dar promisiuni întunecate, negre, sunt consecințe ale neascultării, ale urmăririi propriului interes în relația cu Dumnezeu. Așadar, după prima promisiune întunecată de tip avertizare, adresată omului în Eden, o găsim pe cea adresată șarpelui, după ce i-a păcălit pe Adam și pe Eva să mănânce din fructul oprit. În Geneza 3:15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Această promisiune are două fațete, una sumbră, întunecată și fatală pentru șarpe și una luminoasă pentru noi. Învingerea diavolului de către urmașul femeii, Hristos, va duce la redresarea și restaurarea relației noastre cu Dumnezeu. Dar în mod tragic, păcatul originar a contaminat omul la un așa nivel încât orice urmaș e părtaș. Printr-o singură nelegiuire a venit o condamnare pentru toți oamenii. Roman 15:18-19 ne spune Pavel. Apoi urmează restul promisiunilor negre, sumbre din Vechiul Testament, o mulțime, dar o să mă opresc doar la două dintre ele. Promisiunea îndeplinită a celor 10 urgii venite asupra Egiptului.
după 430 de ani de sclavie, Dumnezeu îi pune o singură condiție lui Faraon. Dă-le drumul. Nici o altă solicitare pentru despăgubiri sau compensații. Dă-le drumul. Atât. Dar dacă nu, 10 promisiuni negre, 10 repercusiuni dezastruoase asupra Egiptului. Apa transformată în sânge, broaște, roiuri de țânțari și muște, ciuma vitelor, văsatul negru sau variola de astăzi, grindină și foc, invazia lăcustelor, beznă și în final tragedia decesului copilului cel mare în fiecare casă egipteană. Aceasta pare o ilustrare foarte vizuală a păcatului originar. Prin alegerile nefaste ale unui singur om, o țară întreagă a suferit consecințele. Vorba românului, you had one job. În cele peste 50 de versete ale promisiunilor negre față de 14 ale binecuvântării, găsim secetă, foamete, boli, teroare, spaimă, toate finalizate prin promisiunea celor 70 de ani de sclavie. Dar Dumnezeu nu îi lasă permanent în aceste promisiuni întunecate, ci le resetează cu una luminoasă. În Ieremia 29:10, așa vorbește Domnul, când se vor împlini 70 de ani ai Babilonului, voi veni la voi și îmi voi împlini față de voi promisiunea mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Acum urmează întrebarea neagră. Suntem și noi pasibili de aceste promisiuni întunecate, sumbre ale vechiului legământ, chiar dacă suntem în noul legământ? Conform 2 Corinteni 1:20, în El, în Hristos, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da, de aceea prin El spunem amin spre slava lui Dumnezeu. Deci, dacă suntem în Hristos, practic suntem moștenitori ai tuturor promisiunilor Lui, și cele luminoase, și cele întunecate. Nu? Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram, moștenitor după promisiunea făcută, le scrie Pavel Galatenilor. Și acum urmează pauza de suspans aferentă. Specialiștii spun că e indicată cam 3-7 secunde, dacă vrei să indici audienței un lucru la care să se gândească. Răspunsul îl găsim în Galateni. Pavel scrie, Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi, căci este scris, blestemat este oricine i-a târnat pe lemn, pentru ca, în Hristos Iisus, binecuvântarea lui Avram să vină la neamuri ca să primim prin credință promisiunea Duhului. În alte cuvinte, Iisus a luat asupra lui toate promisiunile negre ale Vechiului Testament, și astfel noi, prin credința în El, să fim considerați absolviți de sentință și îndreptățiți să primim binecuvântarea lui Avram. Astfel, pentru cei care sunt în Hristos, nu mai este condamnare, ne spune Pavel în Romani 8:1. Iar legat de ce înseamnă a fi în Hristos și a rodi, Ray a ilustrat foarte aprins acest lucru duminica trecută. Dar chiar și noi, cei aflați în noul legământ, greșim în multe feluri, ne spune Iacov. Cum se raportează Dumnezeu la noi, dar la restul lumii? Din ce vedem în Noul Testament, referitor la comunitatea creștină, aceste promisiuni negre iau mai degrabă forma unor mustrări și avertizări cu disciplinarea din partea lui Dumnezeu. De asemenea, mai vedem și anumite sentințe cu executare imediată sau întârziată, viitoare, atât în comunitatea creștină, cât și în afara ei. Interesant e faptul că o parte din aceste sentințe sau judecăți sunt rostite de apostoli, ei fiind plini de Duhul Sfânt, manifestarea prezenței lui Dumnezeu în ei, au primit de la El puterea de a
rosti, de a declara aceste sentințe și judecăți, care apoi acestea s-au împlinit în fața ochilor lor. Avem, de exemplu, orbirea vrăjitorului Elima. Pavel și Barnabas, îndemnați de Duhul Sfânt, ajung în Pafos, unde, încercând să prezinte cuvântul lui Dumnezeu proconsulului local, sunt șicanați în mod constant de un vrăjitor pe nume Elima, care încerca tot timpul să-l abată pe proconsul de la calea credinței. Pavel, plin de Duhul Sfânt, în comparație cu Elima, care aflăm că era plin de viclenie și ticăloșie, îi spune vrăjitorului: acum iată, mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Și deodată a căzut peste el ceață și întuneric și a început să umble bâșbâind în jur, căutând niște oameni care să-l ducă de mână. Avem aici, deci, o sentință cu împlinire instantanee. Mai avem și cazul tragic al Ananiei și Safirei. Cei doi au vândut un teren și au păstrat pentru ei o parte din banii încasați, iar Anania a dus doar o parte din acești bani la picioarele apostolilor, soția lui susținându-i minciuna, cum că aceia ar fi fost toți banii primiți. Pavel le scoate la iveală, Petru le scoate la iveală înșelătoria, rostind condamnarea, iar cei doi mor tot acolo unde și-au dispus banii, jumătatea de măsură a dedicărilor, la picioarele apostolilor. Și apoi mai avem în final reglarea de conturi cosmică între Dumnezeu și omenire în Apocalipsa. Găsim și aici mustrări, avertizmente și promisiuni negre în scrisoarea trimisă celor 7 biserici. Mai precis, aceste mustrări, avertizmente și promisiuni negre sunt pentru 5 din cele 7 biserici. Dar aceste promisiuni și avertizări sunt însoțite de o notă caldă la sfârșitul capitolului 3. Eu îi mustru și disciplinez pe cei pe care îi iubesc. Apoi avem trâmbițe, peceți și potire, un amestec devastator pentru omenire și pentru planetă. Avem revărsarea mâniei și judecății lui Dumnezeu finale. După care ajungem la sfârșitul promisiunilor negre. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, în Noul Ierusalim. Apocalipsa 22:3. Acum, nu cred că aș merge până într-acolo încât să spun că elementele teologice, teoretice, fără aplicații practice, se aseamănă cu credința fără fapte, dar cred că recunoaștem cu toți necesitatea abordării acestor promisiuni negre și dintr-o perspectivă aplicativă. Prin urmare, câteva aspecte practice care să ne ajute zi de zi în maturizarea noastră spirituală, cât și pentru a evita să ajungem în zona acestor avertizări și promisiuni negre. În primul rând, e important să observăm că în multe cazuri Dumnezeu declanșează aceste promisiuni negre, blesteme, după o perioadă de grație. În Vechiul Testament, de exemplu, de la semnarea contractului între Dumnezeu și israeliți, legământul mozaic, de la semnarea contractului și până la exil, trec circa 800 de ani. Arhisuficient timp pentru popor să-și redreseze trăirea în prezența lui Dumnezeu. Lucru care nu se întâmplă din nefericire. Apoi avem cazul fericit al cetății Ninive, care la auzul promisiunii negre rostite de Iona a exploatat din plin perioada de grație, evitând cu totul distrugerea care urma să vină peste ei, prevestită de Iona spre exasperarea lui. Apoi, în scrisoarea trimisă celor 7 biserici din Apocalipsa, vedem perioada de grație dată de Hristos Izabelei, membră la Biserica Tiatira, să-și revină din derapajele învățăturilor idolatre. Până la urmă, aceste promisiuni negre nu fac altceva decât să scoată în evidență îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, pentru care trebuie să fim foarte recunoscători.
Dar de asemenea este foarte important să oglindim și noi răbdarea lui Dumnezeu prin răbdarea noastră față de semeni, căci altfel nu suntem cu nimic diferiți de acel slujitor neîndurător ilustrat în parabola din Matei 18. Deși îi se iartă o mare datorie, el nu vrea să ierte aproapelui său o datorie mult mai mică, stârnind mânia regelui. Deci și noi trebuie să practicăm răbdarea cu cei de lângă noi, în familiile noastre, cu colegii, la școală, la serviciu, în trafic, cel mai greu. Mai departe, un alt element care ne poate duce în raza de acțiune a avertizărilor și disciplinării din partea lui Dumnezeu este automatismul și dualitatea în relația cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, sistemul de jertfe și de legi și reguli impuse de Dumnezeu aveau ca scop o îndepărtare temporară a păcatului, a păcatelor și apropierea de Dumnezeu. Însă pentru izraeliți, aceste lucruri au devenit numai niște reflexe, niște automatisme, realitatea vieții lor fiind una plină de păcat. Când va trece luna nouă ca să putem vinde grâne? Cât mai este din sabat ca să deschidem grânarele, să micșorăm cantitatea, să mărim prețul, să măsluim cu talere înșelătoare? Vedem în Isaia exasperarea lui Dumnezeu. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor îngrășați. Cine v-a cerut să vă înfățișați înaintea mea pângărindu-mi curțile? Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea. Și Hristos condamnă punerea vieții de credință în modul automat. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu. De asemenea, el condamnă și dualitatea vieții de credință. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău. Aceste înfăptuiri par impresionante, dar în mod șocant, Iisus îi numește niște lucrători ai fără de legi. Cu siguranță, minunile făcute de aceștia n-au fost nicicum în sincron cu o viață de credință autentică. În ceea ce ne privește pe noi astăzi, poate am ajuns la un anumit nivel de cunoaștere a lui Dumnezeu și ne-am plafonat acolo și nu mai aprofundăm relația. Și atunci începem să folosim șabloane verbale și comportamentale în mod reflex, dar care și-au pierdut pentru noi în timp semnificația și greutatea în relația cu Dumnezeu. Poate măcinați de îndoieli și îngrijorări, deși prezenți la grupul mic sau la biserică, gândurile ne sunt departe de ce se întâmplă acolo. Sau poate ajunge doar un singur gând, oare am scos fierul de călcat din priză? Devenim defocalizați și ne enervăm că n-am făcut o poză cu fierul de călcat scos din priză și acum nu ne stă gândul altceva decât că o să ne ia foc casă. E foarte important, e vital de-a dreptul să fim prezenți cu toată ființa la întâlnirea cu Dumnezeu și în comunitatea de credință. De asemenea, trebuie să avem o consecvență în cuvinte, atitudini și fapte, nu doar la grupul mic și la biserică, ci și în celelalte elemente a mediului și mediilor în care ne învârtim, la școală, la serviciu, în comunitatea de prieteni și chiar în trafic. Ajunge traficul să fie o măsură a caracterului nostru în ziua de astăzi. E necesar să ieșim din zona de confort pentru a putea crește în maturitatea credinței. Putem face acest lucru, de exemplu, prin aprofundarea cuvântului, precum și prin implicarea activă în lucrare în viața bisericii. Și în ultimul rând, avertizările și disciplinările lui Dumnezeu vin ca niște limitatoare de viteză în calea derapajelor și degenerării noastre spirituale.
Lucrul acesta îl putem observa cel mai bine în delicata problemă a creșterii copiilor. Dacă în cazul neascultării a anumitor atitudini, cuvinte sau comportamente inadecvate, nu există niciun fel de consecință, apare un risc. Pentru că asta înseamnă, practic, validarea acelui comportament, acelei atitudini, acelor cuvinte sau comportamente inadecvate. Dacă nu există consecințe, o stopare sau o atenționare după caz, practic nu există nicio barieră în calea repetării și agravării acestora. Pavel ilustrează în Romani rezultatul neintervenției lui Dumnezeu în corectarea comportamentului israeliților. Acest lucru s-a întâmplat doar din cauza persistării lor în neascultare și a împietririi lor. I-a lăsat în voia minții lor să-și urmeze poftele și patimile, rezultatul fiind unul dramatic. Astfel, ei au ajuns plini de orice fel de nedreptate, răutate, lăcomie, invidie, ceartă. Sunt dușmănoși, bârfitori, îl urăsc pe Dumnezeu, obraznici, aroganți, lăudăroși, neascultători de părinți și așa mai departe. Acum, nu-i cazul să ne imaginăm că așa ne vor ajunge copiii la prima abatere nesancționată. Dar exemplul este tulburător și real. Din păcate, în viața de adult, dacă anumite concepții, atitudini și perspective greșite sau inadecvate se inserează în minte și în inimă, acestea devin cu timpul, odată cu trecerea timpului, tot mai greu de corectat, de îndreptat sau de îndepărtat. La acest lucru contribuie în zilele noastre și efectul de bulă, de comunitate închisă, efect amplificat foarte mult și de modul în care funcționează netul în general și platformele de socializare în special. Nu știu dacă ați observat, dar atunci când căutăm informații pe net, la rezultatele căutării găsim o mică notă acolo, notiță, ai mai vizitat această pagină de 2, 3, 5, 10 ori. De asta, practic, e foarte greu să faci research pe net. Odată ce ai făcut o căutare după anumite cuvinte cheie și ai accesat anumite pagini, algoritmii de căutare o să ne returneze același tip de informație mereu. Nu o să primim o informație contradictorie, alternativă, pe care să o putem compara, ca să putem privi lucrurile din perspective diferite. Trebuie să reformulăm cuvintele și perspectiva căutării ca să putem obține rezultate comparabile, nu similare. În același fel funcționează și algoritmii în cazul rețelelor de socializare. Primim de regulă informația pe care o agreăm. Primim cea mai căutat înainte din sursele pe care le-am accesat deja și ni se oferă informații bazate pe preferințe mai degrabă decât pe veridicitate. Unde vreau să ajung? La fel cum ajungem să fim înconjurați de informația pe care o preferăm cu privire la boli, războaie, teorii ale conspirației, influencer și așa mai departe, ajungem să ne înconjurăm și în viața reală și cât și pe platformele de socializare doar de oameni și comunități care au aceleași convingeri și preferințe ca noi. Astfel, toți gândim sincron și ne mai și întreținem unii altora convingerile. Trăim, practic, într-o bulă care este alimentată doar de cei care sunt de aceeași părere cu noi. Evităm alte grupuri, alte comunități, precum și confruntarea cu alte opinii. Iar dacă ar fi să fim onești cu noi înșine, de câte ori pe parcursul vieții
ne-am schimbat radical opiniile, convingerile și percepția asupra lumii. Astfel, foarte greu ajunge la ochii, mintea și inima noastră o perspectivă contrară sau alternativă propriilor convingeri cu privire la viață, la lume sau la credință. În viața de credință mai ales, e foarte important să acceptăm input și perspectivă din partea unor persoane mai mature în credință decât noi. Chiar dacă vin în contradicție uneori cu anumite opinii și perspective ale noastre. Dumnezeu ne-a dat această comunitate de credință nu pentru validarea necondiționată a propriilor convingeri, nu pentru a-i judeca și a-i exclude pe cei care nu se aliniază normelor noastre, ci invers, pentru a ne putea corecta, îndruma și ajuta reciproc, astfel încât să nu ajungem la derapaje și închistări în viața noastră de credință, ci la o creștere constantă a maturității noastre spirituale. Astăzi, nu așteptăm ca Israel la granița țării promise. Astăzi, așteptăm la granița eternității. De ce suntem oare în așteptare? Pentru că Domnul promisiunii nu întârzie, așa cum înțeleg unii întârzierea, ci este răbdător față de umanitate. El nu dorește ca vreunul să piară, ci dorește ca toți să ajungă să-i recunoască și să-i accepte suveranitatea. Și dacă ar trebui să sintetizăm într-o rugăciune lucrurile de azi, cred că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru răbdarea de care dă dovadă în fața slăbiciunilor noastre și să-i cerem să ne dea mereu disponibilitatea, dedicarea și puterea necesară pentru a crește în maturitate spirituală. Și nu în ultimul rând, ar trebui să-l rugăm să ne dea o minte deschisă la corectare și îndrumare, astfel încât să auzim în final de la Dumnezeu mult așteptata frază: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău.